Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu GTA 5. Da, mai bune, a trecut ceva vreme de când nu ne-am mai jucat GTA 5 pe canal și tot am făcut diverse teaser sau am tot menționat prin diverse alte serii că e posibil să refacem seria de GTA 5 pe canal din simplu fapt că vechea serie era filmată pe Xbox 360, pe PS3 și că ar fi cazul să o jucăm pe ceva mai drăguț. Numai că data asta suntem pe versiunea de PS5, pe versiunea de Next Gen, care are niște setări destul de interesante și niște upgrade-uri destul frumoase comparativ cu versiunea de PC, adică arată cam ca versiunea de PC, merge la fel de bine ca versiunea de PC, doar că are niște moduri destul de interesante. Avem performance ray tracing, avem doar performance simplu care ne dă o experiență și mai smooth decât performance ray tracing sau fidelity dacă dorim să ne jucăm în 4K și cu toate nebunile pornite. Hai să vă arăt așa puțin cum s-ar vedea deși s-ar putea să nu simțiți o mare diferență decât pe frame rate. Unele lucruri, în special reflexele și toate alea, sunt mult mai bine realizate după cum se poate observa reflexia peretelui în mașini și felul cum se vede întregul teren. În general arată ceva mult mai bine, unele texturi au fost și upgradate încât să se vadă mai bine pe 4K, dar noi, pentru că suntem așa mofturoși puțin, vom alege opțiunea de performance ray tracing, care ne dă niște moduri de ray tracing, dar avem și un frame rate cel mai decent. Adică, vedeți, ray tracing-ul s-a păstrat într-o oarecare măsură pe mașini, dar noi o să ne ducem aici pe acest mod, că e cel mai fluid, cel mai plăcut de jucat. Suntem aici la începutul jocului de GTA 5 cu prietenul nostru Lamar. Aici la început o să încercăm să oprim muzica, pentru că din păcate nu vreau să mă trezesc cu... cum se cheamă? Nu vreau să mă trezesc cu copyright-ul și toate alea. Oh, damn. Să știu că e misiunea voastră favorită, dacă e să o luăm așa. Mare parte oricum arată ceva mai bine jocul, e ca și cum te-ai jucat pe PC. Numai că partea bună a versiunii de PS5 Next Gen e că te poți juca GTA online fără să ai treabă de hacker. Cam asta e motivul principal pentru care, zicem, cei care dețin atât PS5 cât și PC și-ar dori să joace pe PS5 pentru că sunt mai puțin hackeri și ai șanse mai bune să te poți distra cu jocul în sine cât să te frustrezi din cauza lobby-urilor pe care le prinzi. Ok, hai că ne-am parcat aici frumos. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me cuz I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Whoa. Cuvinte mari aici. Da, trebuie să mergem să ne facem freza. Mergem înainte de freza pe care o abordez eu atunci când vreau să mă joc pe VR. Oh, shit. Okay. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Shit. A, ți arată aici toate, dar am uitat ce ți arată aici. Dude, și diferență masivă între când încerc acum așa să-mi aduc aminte cum era când mă jucasem eu jocul inițial pe PS3 și pe Xbox. Mamă, și acum ce diferență e să te joci pe PS5 cu reflexii, cu toate alea, cu toate calitățile astea așa mai bune, cu tot felul de feature-uri. Dar te-o scuze dacă ne reflectăm în asta. Oh, aia zic, frate, mission passed, vezi, ne-am uitat acolo, ne-am și reflectat deja, ce vorbești. N-am pus la începutul misiunii pentru că avusese mici probleme tehnice și am zis, bă, n-are rost să le dau oamenilor acum o mare experiență obosită de cu mine eu încercând să rezolv niște setări pe aici pe colea. Oh, Simeon. Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Oh. I'll be around when I get. Transferăm alte mașini. Am uitat că suntem aici la nebunicul de asta de fura mașini la început și cu toate alea. Ce să mai aduc aminte cum era de jucat jocul ăsta pe controller. Sincer, mi-a plăcut să joc GTA 5 pe controller, pentru că era destul de ușor cu țintitul și cu toate alea. Dar parcă aș vrea să-l rejoc data asta pe PC, că m-au ajutat statură. Numai că va trebui să stau să-l modez, am zis că vreau să modez GTA 5 pe PC să arate mai insane decât oricare altă versiune de GTA 5. Am văzut niște moduri interesante, dar trebuie să găsesc totuși unele care chiar să fie destul de fine făcute. Dar avem cam aceleași feature-uri pe care le-am avut până acum în GTA 5, adică avem first person-ul. Din câte am înțeles, unele efecte de explozii și toate alea au fost modificate puțin în versiunea asta de PS5, adică arată ceva mai bine. Deci e un fel de mini remaster, dar cred că dacă jocul ăsta ar fi fost făcut pe motorul grafic sau pe
setările de Red Dead Redemption 2, care ar fi arătat absolut demențial, pentru că Red Dead Redemption este un joc absolut frumos când e vorba de grafică. Și merge relativ destul de bine. Nu știu pe PC acum cum mai funcționează jocul, dar ar fi genial dacă l-ar face și pe ăsta să arate destul de nebunatic ca și acela. Văd că avem niște mașini frumoase pe aici. Am înțeles că foarte multe mașini din online au fost puse în single player. Asta nu știu sigur dacă chiar așa este, dar cred că da. Și îmi place cum mașinile astea sunt parcate absolut opusul marcajelor de aici. Ce poți să-i și faci? Aia e. Da, uite, reflexele alea mișto de pe podea, că lucește podeaua, că e curată și toate alea arată foarte bine. Nu mai arată un titlu a un joc de 10 ani, dacă să luăm felul ăsta. Și frame-ul, tu cât mai fluid și toate alea. Ei, noi suntem. Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want. Oh, și-a controlerului în funcție de ce caracter jucăm. I will explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. Oh no, o să vadă aia pe perete. Franklin here has been awarded employee of the month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Hey, maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Am uitat, asta e misiunea în care trebuie să fără parcă scuterul ăla dubios de la nu știu ce gang. Bă, ce drept, reflexele trântite în zona asta arată super bine. Îți curios cum arată fără RTX, ia stai așa, hai să facem niște mici teste, dacă toți suntem pe o idee de genul ăsta, hai să facem niște mici teste, dăm pe performance only. Ah, ok, deja văd că sunt mult mai, mult mai șterse puțină, parcă pare puțin mai șters. Au, mașinile îmi pare să mai aibă o reflexie anume, sau? Nu prea. Acum nu știu exact ce fel de RTX are, încât am zis, are RTX, dar nu cred că e RTX-ul neapărat pe reflexii, s-ar putea să fie RTX-ul în iluminare. Ok, fidelity on, aici ar trebui să vedem schimbare în frame rate. Este ce drept totul mult mai sharp, știi, trebuie să stăm pe loc așa să putem analiza. Da, reflexia e de 10.000 de ori mai clară. Acum că mă uit mai bine, reflexia din mașină de 10.000 de ori mai clară și din, bă, și din capacele alea de la mașină, iluminarea e altfel pusă. Da, arată ceva mai bine, arată ceva mai bine. Și dacă ne punem înapoi pe modul nostru, care îmi place mie, performance ray tracing, așa mă joc și Spider-Man, da, este puțin mai oprită iluminarea de pe din afară, iar reflexele sunt încă semi-high quality, ceea ce este super bine. Bă, asta totuși e un upgrade, adică pentru cei care n-au apucat să joace jocul, sau care își doresc să joace jocul, și vor să joace pe PS5 decât să joace versiunea de PS4, mai degrabă poți joace această versiune, care am înțeles că dacă ai deja aia de PS4, asta e $10 sau ceva genul ăsta. Ceea ce e bine. Nu prea îmi place camera, mi se pare mult prea joasă. Eu sunt obișnuit cu camera să fie puțin mai sus. Nu știu dacă pe PC e altfel, dar s-ar trebui pe PC să fie puțin mai diferită camera. Stai așa, când ne folosim de abilitatea asta șmecheră alu Franklin. Franklin a avut cea mai mișto abilitate. Mai știu, Michael avea parcă ceva slow motion, iar
Care vor avea ceva, nu slow, avea ceva turbo, Danny dădea foarte mult damage, trăgea ca turbatul și încasa foarte mult damage. Încât îmi aduc aminte. Dude, asta îți face orice cursă, orice chestie de ori mai ușoară. Adică poți să duci aproape full speed, să nu te interesezi anumite detalii. E ca lovit pe cineva care a murit, pentru că s-a auzat claxonul. Nu, cred că au adăugat mașini noi pe single player. Acum că mă uit mai bine, pare a fi adăugate niște mașini noi pe single player. Îmi place că de smooth se simte jocul. Oh, da, aici că trebuie să ne cocoțăm și pe prostia asta. Ia uite-și pe ăsta. Asta pare a fi spart. Ha, cazul că-l lovim. Gata. Scuze, frate, am vrut doar așa să la sigur că treaba nu e așa cum crede el. Au, ce mașină mișto. Asta era până acum în joc? Gen versiunea normal, nu cred. PC! Mai multe pisici. Așa canapea trătit afară. Și cum vrei să le deschid? Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Vamos. Dude, chiar are nevoie să scoți arma. A mers atâta. Oh, direct în zanuț. Că și pe ăsta cu toate alea. Oh, meu, cu mitraliera. Oh, shit. Bă, dar mai sunt mulți? Aia, băia, mă, să lovesc. Aha, uite, explozia, da, a avut un efect puțin mai spectaculos. Da. Atât dacă puteam să-l snipe-up cu pistolul, dar nu cred. Dar e posibil. Ok, deci trebuie să recuperăm motocicleta aia. Hai, Lamar! Turbo reactor, frate miu. Da, adică ce voi ai să fac, să nu trag, adică despre ce vorbim? Ce mă, dar motocicleta aia nu părea așa de rapidă, ce Dumnezeu, ce puțin comparativ cu mașchineta noastră? Dacă e complicat aici. E ciudat că ai și... să simți și ciudat cu astea, trigger-le atunci când ai, pentru că, cum am mai zis, astea au centralele de PS5 de adaptive trigger. Da, mă, cum țintești cu chestia asta? Ah, ok, am observat. Ah, stai, tragi cu ăsta ăla de pe care ar trebui să pui frână. N-am apucat să citesc tipsurile de stânga sus, îmi cer scuze. Nu, încoa. Bă, Lamar, dar tu ești liber.
Dude, la marea mea e atât de liber. Da, mă, da, ia tu aia. Ah, conduc cu siguranță, da, man, cum să nu. Eu cred că i-a trebuit doar un glonț. Alo, alo, alo. Start recording. Oh, ce-o băgat? Turn on action play, start recording. Mamă, setări. Get to the car wash. Ah, da, trebuie să spălăm puțin. Uite dacă l-o mori acum pe... pe Lamar, ce se întâmplă. E, probabil că ți-o dă mission fail. Zice, Lamar was killed. Dude, credeam că mașina aia o să vină ca turbata și o să-mi sară în cale. Bă, mare parte e o experiență ce drept destul de plăcută pe PS5, n-am să mint. E, cum am spus, versiunea de PC cu mici ferfelițuri în plus. Nimic să zice acum că mamă e insane versiunea asta comparativ cu cea existentă. Pentru că ce drept ca să faci o versiune de GTA 5 care să fie cu adevărat diferită, ori trebuie să o modezi în ultimul hal cum se întâmplă pe PC, ori aș trebui un complet remake în motorul grafic de la Red Dead Redemption 2 sau cel puțin în setarea de... Dau ei acolo, pentru că, cum am mai zis, jocul arată de 10.000 de ori mai bine. De-aia mă gândesc că ar fi arătat probabil mai mișto dacă l-ar fi... dacă l-ar fi refăcut cu totul decât niște update-uri astea nebune. Dar cred că din cauza că sunt și ocupați cu alte proiecte acum, probabil, ori vor să-și scoată contul mai mult pe online decât să stea să refacă un joc genul ăsta, mai degrabă doar trătești niște update-uri din când în când, că doar se ocupă moderat, se ocupă aia care modează jocuri de treabă, nu trebuie să te chinui tu prea mult. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Ei, măcar mi-a lăsat mașina aici, a? Măcar atât. Damn! Au, trebuia să o termină într-un anumit timp. Dude, setările pentru misiunile astea sunt insane. Sincer. Anyways, am vrut doar așa să vă arăt versiunea asta de PS5, să vedeți cum arată, cum se prezintă, cât de bine arată și ce chestii noi ai adus prin ea. Dar cam asta ar fi tot mai bun pe acest video. Sper că v-a plăcut. Uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!